Accident hoț, dar pentru mine e o binecuvântare. Și eu spun la tata Găluț, trebuie să fii tare până la Cluj Radio să moră. El fiind medic, știind ce e aici la mine la cap, am stat 16 zile în com în Cluj, înconjurat de aparate, dar nu l-am văzut pe Domnul Iisus lângă mine niciodată. Erau copaci, o rup vreo 7 sau 8 copaci și mașina s-a învârtit de 3 ori în aer. Toată sceneta asta a văzut-o tata cu fratele meu. Și în momentul acela când am accident, m-am lovit la cap la creier, am intrat în comă, dar când m-am pus pe salvare, cum eram lovit la cap, la creier, unul din fratele meu, Fineas, care era ajuns în oraș, mi-a luat creierii de pe targă, creierii, cum am fost lovit la cap și l-a întrebat pe fratele Boca, frate Boca, ce să știe? Și a spus, zice, creierii lui Adi. Că până la Cluj mi s-a oprit inima de patru pe salvare. Și mi-au spus că printr-o parte îmi băga sânge în mine și pe aici, pe la cap unde eram lovit, o să sărea sângele. Când eram în comă, doctorii spuneau la mama și la tata, zice, mai bine rugați-vă să moară că numai copil nu va mai ieși din el. Am rămas paralizat pe partea stângă. Prima dată în spital în Cluj am stat 58 de zile. O fost prima persoană care mi-a spus lucrul ăsta, atunci știu că mi-au dat lacrimile. Și am ieșit de acolo și am zis că nu mă mai duc niciodată la doamna aia. Nici n-am mai fost. Pe soția mea, pe Diana, mi-a dat Dumnezeu. Am avut o lucrare în biserică, care n-am înțeles atunci. Și lucrarea spunea, nu mai căuta, că ai căutat și n-ai găsit sau... Și o să-mi dea putere, indiferent care e planul lui. Fie că va fi vindecare sau fie că nu. Până când să nu mă căsătoresc, vă spun drept, îl așteptam pe Dumnezeu. Și acum îl aștept. Vreau să vă spun că totul e deșertăciune, așa cum scrie Eclesiastul, și gonă după vânt. Mulțumesc și dăm laudă că viața ta a fost scumpă înaintea mea și n-am îngăduit ca vrăjmașul să-și ducă ținta de lucrare până la capăt. Și să nu încerce mâna lui Dumnezeu ca să îi ducă în stadiul ăla încât să vină momentul peste ei că ar fi vrut să mulțumească de starea care a fost dinainte și acum nu pot să mulțumească. Și la toți le-am spus și vă spun și vouă, Diana este darul lui Dumnezeu pregătit pentru mine. În dreptul meu eu spun că Dumnezeu ceea ce binecuvântează rămâne binecuvântat și Dumnezeu dacă o pregătit-o pe Diana pentru mine, El știe de ce o pregătit-o pentru mine. Și ceea ce face el e perfect. Nimic nu de schimbat.